10. Sunt aici la bucătăriuța mea. Așa. Așa cum e bine. O idee, barata s-a încălzat ca să mănâncă. Și asta este prieten. Sănătate și să ne vedeți pe alte globuri. Viața, prieteni. E gata orezul. Elie, el dă tu-i gata orezul meu, mă dă unul întru. Când se foame, te duci la frizier acolo. Deci nu ajunge asta. Da. Sunt țele, e varză acolo dacă vrei. Dar nu ți-a ajunge ăsta. Îi dai cu tot ce este în garaj. Tot, i-ai tot saci. Și cu glet? Și cu greș și cu tot. Sănătate. Spui că el urează.
ce o să dăm oră pe nu mai sunt bine. Nu mai sunt bine, prieteni. Și nu o să mai mănânc carne, și tot cer să nu mai mănânc. Cald, prieteni, și astăzi. Am crezut că dă răcoarea. Dar tot cald. Tot cald, prieteni. Am băgat apă pe florile astea seară și ieri tot s-au pârlit, că e căldură mare, prieteni. Ne mirăm de unde mai vine și apă. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat apă. Dacă n-ar fi apa, am muri. Ilie, îmi beți și apă răcoare, acum e cald aici. Îmi beți și apă răcoare, zic, lucrai de dracu. Doamne, ce căldură e, Doamne! Nu stropesc cu o țărapă. Ia bagă furtună un pic.
N-are 10-ta, prieteni. 10-ta, murim de foame. L-a lăsat tăunul așa, vai de capul lui, a luat banii tăunul, mi-a luat 2-3 milioane, a rămas la el. Când s-a apucat cu porci, a lăsat zidurile așa. Asta este prieten să-și fierbă și orezul ăsta al meu. Aua. Cred că se termină și butelia, vai, de mama ei. Care mi se călesc ăsta, dacă se termină butelia. Ce cauți, Ilie? Bucată. E o bucată de parte de la unde era. Doamne, și muștele ne mă.
zice acum cum l-o face acest lucru. Ideea numai să fie făcut. Să nu mai apară așa urât, că îl mai face mai strâmb, că îl mai face cum l-o face. Dar făcut în deci mi-a plăcut cum a făcut. E curat, e văruit și asta bat. Ai fost în garaj. Dă-i că să întărești, aruncă. Să dai că să întărești mortarul. Că te pricep idee. Hai. Hey.
ceva ce fata lor. Hei! Păi! Haudă! Ceva, nene! Nene, ce faci? Este prieten. Mai revedem mai târziu, prieten. Așa, răchine și morcă, prieteni, să bag la uleiul ăla, să bag la orezul ăla. Este prieten, trebuie să-mi fac să mănânc, că n-are ce să-mi fac. În parte de inima să-mi facă prieten. Ce să mai zic? Am crescut să stă pe lângă mine, n-asta niciuna. Un Cristian ca pe Leonardo Pereș.
Și la bătrâneață să nu mai bagă nimeni în seamă. E bine așa ceva. Uite așa le țineam evle creștere. Pe toți. Pe Alin, pe Urtu, pe toți. Pe Leo. Prieteni, ceva de zeta. Să răuărez, rizim prieteni. Mai
prieteni, bună dimineața la dumneavoastră. Sunt patrona de la Străhaia. Filmez și eu aici, suntem în Fuișor, m-am sculat, beau ceaiul, că mi-a fost cam rău azi noapte. De mâncărurile ăștia, nu o să mai mănânc, o să mănânc regim de acum înainte, gata. Și a venit Ilie, face și el o cafea, că vrea să lucrează acolo, să facă casa, cu a terminat beciu. Să facă casa pidicolo unde s-a mână urât. Și face și el o cafea, puneți Ilie cafeaua, să-mi golești și bricul când trebuie. Cu mâncarea mea unde mănânc din cauza pastilelor. Trebuie să stau zile așa nemâncat. Da. Trebuie să țin regim pe mine, nu mai m-a durut de mult la picat. Acum trebuie să țin regim. Ai farfurii, ai cănii în beci, când le speli, le faci, le duci acolo, le speli. Atât a făcut ursul toată seara, curățenie pe aici, a măturat gunoaiele, tot. Așa e, a zis că murdărim aici ce face 20 de oameni. Atâta gunoaie facem. Ce faci eu gunoaie? Da. He? O scosărăm din beci gunoaiele. Și tot? Și tot mai e gunoaie, că trebuie să măturim acolo să fac. Să știe rafturile cu Georgiana, că va fi mai bine. Sunt tot una peste alta lucrurile. Bine că ai văruit, că de-aranjat aranjăm. Aranjesc eu cu Georgiana. Să vărui și pe aici, așa că uite, vine Sfântămăria pe noi. Să faci, uite, să repari pe acolo casa ușorel, așa. Până ne vine banii, că n-avem bani. N-ai văzut, m-a făcut de râul ursul ieri, că vindea maragazul ăla. Păi ce să fac cu el? Trebuie să-l vinzi, să te duci să iei țigării. Ăla care l-a pus acolo cu roaba. De ce nu vinde? Păi n-are cu ce să-l duc, auzi, că n-au motorină el. Să-l vinzi să iei țigări, să te duci cu el astăzi. Trece ăștia pe aici, cu mașină. Și mai sunt și fiară și pe acolo să-ți iei țigări, că nu-i rușine. Ce-i rușine că te duci să dai fier? Rușine mă de fără. Da, cu rușine mor de foame, cum zice ursul. E rușine. Că eu fac gunoi, eu fac post. Am scos din beci, că ce aveam beci acolo să facem ordine, că vine toamna să punem murătorile alea. Nu trebuia curat. Văruit. Uite, acum nu mai avem grijă, că am văruit. E văruit. Și dracul ăla când le faci? Mâine? Nu mâine, bă. Lasă să iau banii, să termin la mine prima dată. Că trebuie să plătească ea acolo, nu eu. Yeah. Păi da, Alin, să vină Alin. Alin e în... L-ai văzut pe Alin? Da. Yeah. E cu femeia, cu tate, la Hodină, la Praja. Munca o face patroana aici acasă, nebuna. Da, nu se facă în urori legale a mea ăla. Și cu Georgiana, să nu mai știi revede nimica. Uite, eu nu am putut să mă duc la băi Herculane din cauza lucrărilor. Am zis să facă, vine toamna și ne ia, nu ne ia iarna. Înțelegi? Bun. Am de făcut și bucătăriile ăștia și tot, că vin sărbătorile. Trebuie să pun faianță picolo pe jos, unde am format roba. E de lucru, dar nu m-am pus pe căldură acum. Pus căldură? Da. Adu farfuriuță să pun asta din ceai să beau. Ce să pun? Ceaiul ăsta din cană. Ăla, patețelele. Farfuriuță. Eu nu știu ce să mănânc astăzi, regim. Cred că în fier tot străoresc să fierb. Ăla e bun.
30 de lei. Un pin și mi-a răgat. Ilie! Ba, Ilie! Este prietenul și a plecat la Herculane cu familia ei, cu nepoței, cu bărbașul. M-a sunat aseară. Olga e la muncă acolo, am văzut-o, a filmat. Urcă scările acolo, ce să-i fac prieten dacă i-a plăcut munca? Pe ea durea un picior așa. Urcă scările, țara, și seara și dimineața scările. Și conduce mașina, duce oamenii, le duce. Dacă ei a preferat așa să muncească, să ducă să muncească, că le-am făcut ei, Doamne. Și pe Lumina și pe Olga, le-am făcut, Doamne, eu să nu pleacă, să fie patroane. Le-am făcut oitupuri, le-am făcut de toate. Dacă ei ales să muncească, să muncească. Ales calea asta, singurătatea. Mai am doi cu singurătate, Anca și Leo, tot cu singurătate. Și asta este prieteni, de căldura, iar nu putem să facem viață, să-mi fie, îți răvărie de mănâncă. Altceva n-am ce să mănânc, ferizim. Că vine Ilie să prindă cu bicheta, nu s-a dus. O să mai filmăm ce facem pe aici, facem casa acolo, să vedem cum o face Ilie, ușor el așa o face el. Ce să facem acum? De unde să iau oameni, că nu găsesc oameni. Ăia sunt ocupați care lucrează la mine peste măsură. Și mai veni mai târziu, prieteni, să nu vă țin să vă guberesc.